perimetro lieto, perimetro lieto. Aștept să vedem dacă s-a terminat figura de făcut. Cât mai riguros, atenție, cât mai riguros vreau despre pătrățele, vă văd, e foarte ușor cu pătrățele. Chiar nu ne-am inspirat de la.
Sigur că da, sigur că da. Mă bucur să-ți fac un altfel. Și, Daria, asta înseamnă că l-am copiat pe de la altă. Că precum fac cei la doctorate. Da. Da? Copii unul de la altă. Și... Aș mai da, da. Dar s-ar face cineva de intra acolo și ar face o să sunt riguros, ar cerceta cu atenție, 90% sunt copiate. Da, o se zice pe postul, pe postul de televiziune, se zice. Sigur că da, sigur. Deci, și pentru fiecare doctorat, să plătesc bani mulți, dar vinovați nu sunt numai cei care sunt acolo să o scrie doctorat, ci profesorii care conduc sunt vinovați. Dar cine iau? Sigur că nu. Iau eu. Sigur că da. Se ia banul, pentru că el recuperează și timpul, că e doctor și etc. Așa, și să-l deținem și pe ăsta, cu la profesorare. Mai întâi roșu. Roșu are așa. Nu, roșu e la de sus.
Asta. 1 și ca lungime are 5 și 3. 5 cu 3, 8. E bine. Da. Deci, 8 ori 1. Următorul e ambastru. 2 ori 3. Corect. 6. Plus 2 ori 8. Cine este galben? Cel de sus. Asta, da? 2, e 2 așa. Că a fost 4 aici, am jucat ăsta 2 și a rămas 2. Ori 8. Pentru că asta a fost înainte 8 și-a pierdut un centimetru, cum asta a pierdut aici. Am văzut 4 plus 4. Corect. Da? 8. Și este corect. Nu, hai să vedem aia și... Da, 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 așa face. Păi sigur că da. Corect. Da? Deci facem desfirea ce așa. Hai să toată figura. Deci facem că da, figura. Mă fac să deci o fac, o fac mai eu tare, da? Așa. Iau un pic mai jos, că sunt totul. Da. Da, deci... 4. 4. Mă duc un centimetru. Urc un centimetru. Mă duc așa, 5. Deci, 1. 5. Mă duc 2, mă duc 3, cobor cei 2 și mai cobor încă 1. Și aici este 4, știm noi, dar toată asta e de 3, asta e de 2, asta e de 3. Am coborât până aici, da. Așa. Interiorul 1, da. Nu în interior. Interiorul 1. Coborâți 2. Cobor 2. Apoi în 4. 4. 2 și mă duc în 4. Interior 4. Apoi dar să se notați 1, 2. Știi? Deci 1. 2. 2. Acum urmează 4, 4, dar interior. Acum 4 mă duc aici, mai la 4. 4. 4. 4. Coborâți 2. Mă duc 2 jos. Apoi și am 4. Și am 4. Dar am văzut și de-aia și a greșit la... Da. Dar tot trece o pilă. Am văzut 0 partiții. Deci, partiții. Cum vedeți acolo, în centimetrii. Uite, deci spui de la Bunescu... De la Beco Bunescu. Da, deci de la Beco Bunescu în jos. Deci la Beco Bunescu, până atingă în jos, da? Și ăsta este primul... Da. Apoi roșu, roșu, roșu. Cu roșu. Așa, primul centrum cu roșu. De la R, urcați în sus. De la R. R, urcați în R, J. Ăla e R. J, J. Dar de acolo. La de unde? De mai jos. De mai jos? De la K, de aici, da? De la K, da. Da, de la K, urcați în sus. Mă duc tot mai sus. Și faceți verde. Și fac verde. Apoi, de la D, cum ar fi, cred. Da, de la D, D în jos. D în jos. Coborât. Da, înțeles. Al de bun. Și faceți albastru, vreau. Albastru. Așa, 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 da, așa, așa faceți albastru. Apoi faceți... De la, faceți pătrat, de la D, e un pătrat acolo. De la D, mergeți paralel cu AG. De la D, așa, da. Și-l faceți galben. Și-l fac galben. Care să facă galben? Pătratul. Stai puțin, că acum uite unde mi-a venit. Dar nu, așa. Dar să fie bine și ăla, așa, cu ăla nu, că și ăla cu ăla. Da. Acum am înțeles un profesor cum să facă pe ăsta, zi... Ai zis de la D, să mă duc paralel. Da, așa, așa, da. Faceți un mov de la aia. Dacă mai contează, că vă dau eu cu voi. Și faci ei zici, băta, acum așa, de ce? Dar tot acolo ieși. Aveți mov de la capăță. Așa, faceți mov. Acum zici, apoi, faceți un adept, un până la pătrat.
De la H. De la H încolo. De la H în da, cu ce culoare o pentru? Cu portocaliu. Orange. 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 Cred că este. Da. Da, și apoi... Deci, mai ca așa. Așa, dar așa e și un pătrat acolo. Și un pătrat care? Și un pătrat. Da. Da. Sigur, e o partiție mai muncită față de ce am văzut noi amândoi, a fost mai rapidă. Acum, să știți un lucru, că la partiție este, sigur, libertatea fiecărui acolo, dar cel mai important este să o faci cât mai, cât mai puțin figuri. Sigur, dar nu, nu vă pot să. Deci am ținut, dacă așa ai văzut, așa ai făcut. Dar asta, ca tehnică, ca idee, obiectivul important este să fie cât mai puține. Figuri. Dar cum sunt fac eu ca să fie cât mai puține figuri? Așa. Eu, așa, cu Andrei, am văzut așa. Cred că este asta o soluție de a spune că este bine. Sau, puteam să ne uităm așa și scădeam pe ăsta. Adică ziceam în dreptul, în chinica, scădeam bun. Și mai făceam un al doilea dreptunghi. Nu, al doilea dreptunghi așa. Ei, mai ne puteam gândi. Tot patru și care să zic, mă gândeam eu să facem așa fel încât să scad pe strată, pot să vede. Nu, cred că asta e cea mai deșteaptă. Hai să mergem la urmă. Da, corect. Cea mai rapidă. Tot la care și care e greșor. Ei, atunci, azi zicem, aria figurii cu Dania. Ce înseamnă? Aria, vorbește aria. Aria de sânghiul roșu. Aria roșu. Dreptul, da? Da, da. Dreptul roșu. Plus. Aria dreptului verde. Aria dreptului verde. Plus. Aria dreptului albastru. Aria dreptului albastru. Plus aria pătratului galben. Plus aria dreptunghiului orange. Aria dreptunghiului orange. Dreptunghi, da. Și plus? Plus aria dreptunghiului mov. Mov. Mogu. Și face egal mai departe. Cu 1-4 plus 5-3 plus 3-2 3-2, da. Plus 2-2 plus 2-2 plus 1-3 1-3 plus 2-3 2-3 4 plus 15 plus 6 4 plus 15 plus 6 plus 3 plus 6 plus 4 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 plus 3 plus
și Horia. Deci e o șansă foarte mare. Iată de ce salul este foarte tare de mare, dar ceea ce se face la clasă, că la clasă ești prezent sau nu ești, s-a întâmplat ceva, ești bunăvior, s-a întâmplat. Deci mă întreba cineva, v-ați mai întoarce la clasă? Niciodată. Nu v-ați mai întoarce. Nu. Nici nu pot să-mi închipui să fac o lecție pe care s-a urmat un grup restrâns. Dacă camera nu merge, eu nu pot face lecția. Păi și trecem camera, merge. Am înțeles. Asta e doar ce, în învățământ? Nu! Asta dacă, e dacă aș fi să intru într-un studio, adică să fie clasa autentică, aceea adevărată, și să am camera de filmat,
vi sunăreze bucată de adică niște profesioniști făcută. E treaba lor cum preiau. Eu să fiu frământat mai mai devreme. Și aceea să vină să-i stea de vorbă, să facă lecția aici, să treacă pe camera asta, pe camera asta. Știi câte camere sunt într-o studio adevărat? Cred că multe. Foarte multe. 5, 6, 7? Pe mine de mare sunt 8. Sigur, dar sunt până la 10 camere acolo. Eu sunt studio și tot felul de... Asta e treaba specialiștilor. Da? Și eu să fac mai lecția aceea. Exact. La asta visez. De ce visez de 25 de ani, 30 de ani atunci? De când tot mă gândesc la momentul acesta. Dar vreau oricum la sucioară să v-am întâmplat. Da. Să vedem. Ai înțeles o altă... Poate să-ți chestia mamă, să-ți faci să-l citești, nu? Da. What? Yeah. O să-ți așa ca să-mi delea cu toată lumea. Da, deci vreau. Avem în vedere acum, foarte mulți care vă vedea. Exact. Problema aceasta și problema 13. Problema 13 de la pagina 250. Sau ești la lecție, ești neatent, s-a întâmplat ceva, ți-a amintit nu știu ce, că tu fiu lecție. Dar dacă ai fiu, ești tare la lecție. De aceea lucrurile vor căpăta o grosură cu adevărat mâine, și vor da seama și vor lua seama. Dar fac lucrurile de mefiu de aici pe pământ. Numai că, de regulă, bucuria mare ar fi ca atunci când ești tu între ei, că mai poți să faci și niște, să spunem, adăugiri, să mai vii cu idei. Dar, din păcate, aici, lucrurile care oamenii sunt recunoscuți după ce nu mai sunt. Exact. Problema 13 de la pagina 250. 10 de la... 13 de la pagina 250. 13 de la 250. Figura destul alăturată este formată din 6 pătrate. Calculați perimetrul și imediat, pe data de pătrate. Faceți un dreptunghi mare, n-am văzut voi. Faceți un dreptunghi mare. Dați-mi în două. Nu, nu. Întâi faceți de la AB, la de la A. O dată în A. De. De. De la AD, la un punct de milimetru, mai faceți un dreptunghi. Deci de la A, mai merg. Deci un punct de milimetru, domnul profesor. Mai puțin. Așa, așa. Sus, un punct de așa. Și ce v-a rămas, învățeți în două. Ce mi-a rămas, în fapt, așa? Exact în două, da. Exact în două. Notați. Parasit, pa, două pătrate este. Mai notați. Așa. E, A, B, G, D, E, F, G, H. Și acum A, E, F, D, primul dreptunghi, împărțit în 4 pătrate. A, E, F, D, în 4. 4 pătrate, da. Deci dau în două dată și încă o dată în două. Să ne echipeți pătrate. Da, și acum poate sunt pătrate. 6 pătrate aveți în figură. Așa, da, corect. Calculați perimetrul și area suprafeței dreptunghiulare acoperită de cele 6 pătrate. Știind că latura ultimului pătrat mare sau la HC egal 1 este 20 de centimetri. HC e 320 centimetri. HC. Da, 320 centimetri. Aria, așa este suprafețe totale, egală cu cine? A, D, A, B, C, D, A, B, C, D, egal cu cine? Și perimetrul, cum se zice, da? Și perimetrul lui A, B, C, D, egal cu cine? Dar ne se spune că e centimetru aici? Nu, ne se spune doar atât că e... Figura asta e... Figura din semnul alăturat este formată din 6 pătrate. Da, da. Să vedem. Și dimensiunea lui H și atât.
HC e de 320 cm. Dacă e împărțit în două. Dacă, dar spate pătrate. Dacă sunt pătrate. Deci HCB, dacă HC este 320 și... FHB unde? Da. Deci asta e 320, 320 și aici asta. Da. Și FH, adică vă trebuie... Și FH, adică 320, adică așa. Da. Ca să ne înțelegem, da? Și să se înțelege acum aici tot 320, 320, da? Să te-am spun aici 320. Și acum am făcut niște 320, 320. Și dacă sunt 4, trebuie să împărțim la alea 320 împărțit la 4. Îi faci experimentul. 320, el zice, să împărțim la 4? Corect. Bine, foarte bine. Și 2. Da, ia. Deci are 5 inițiativ al el. Pentru că aici sunt 4 pătrate și ca să nu afle alea, s-a afilat la unui pătrat. Deci, pe statul 320, îl fac la 4 și e dat 80. Deci 80 este asta. 80 este asta. Da, 80. Bun. Și acum suntem, cred că îți fac, să aflăm pe imen. Ia să. Perimetrul figurii, perimetrul ABCD egal cu? Păi, eu am făcut 80 și 320, 400. Da. După am făcut cel de jos. 400 și plus 320, ca să facem 400. Plus lungime. Și 720. Deci, perimetrul, perimetrul egal cu, ai zis bine, 80 plus 700. 640 și face, cât ai zis? O nu, o să vedem ce face, dar 80 plus 640 plus... 320. Dar nu cumva ai de, de două ori asta, e curat aici, nu? Deci ar spune 2 pe rând, da? 2 pe rând. 10 plus 640. 2 pe lângă... Nu, și 2 l-am pus în față, plus 320. Și face în final, 2 pe lângă. 720. 710 și cu 3. 720. 1040, nu? 720 și cu 320 face 1040. De două ori 1040 fac 2080. Da? 2080. Centimetri, metri, ce ați fost acum? Nu le-a dat 2080, bine? Așa, 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 nouă. Bun. Putem face și eu. Altfel? Putem face și eu. Aia o facem. Aia. Ce cam cu? 80 ori 20. Ori așa pe bucățele, ori zice așa toate. Ori asta toate. Asta toate e la 700. 720 ori 320. Deci 790 ori 320. Și face 0, 0, 32, 72, ia să mulțești. Dar 230.400. 230.400.
făcut și calculatorul și Daria Manoa. Dar 3721. Da. Deci, 230.400 centimetri pătrați. Ar vrea să transformați în 230.400 centimetri pătrați, sunt transformați în ari. În ari? Ari. Ari, spun ce înseamnă? Ali înseamnă în dar. Înseamnă da. Ca metri pătrați. Da, la a doua. Da, deci face scara. Face 230.4 ani. Așa propui tu. Da. 0,2304. Ani. Zice Daria. Hai să ne convingem. Crezi că crezi din cât în cât aici? 10. Așa. Sunt în sute. Deci odată viu peste două și m-am dus la decimetri pătrați. Mă duc aici, metri pătrați. Mă duc aici, da, decametri pătrați. 0,2. Și câte hectare? Hectare înseamnă kilometri, nu? Da. Hectare, câte hectare? Deci la ani s-a zis bine, 0,2304 și hectare. Mi-a dat 0,002323. Așa, 0,002334. Aș putea să spuneți ce sunt acestea? 2304? La. Deci ar fi... Milionii. 2304 milioane hectare. Da, 2304 milioane hectare. Da. E adică așa milioane, dar 2304 milioane dintr-un hectare. Da. Cam asta nu se lasă de rășit. Doar. Da? Deci, iată, și cu cine mai ales din problema asta? Păi, ce? Am înțeles ce a făcut autorul? Ce înseamnă? Am înțeles ce înseamnă aria și perimetrul. De la prima problemă care îți răta ultimii lacrimi de furie când nu înțelegeai, iar acum e foarte clar ce înseamnă aria, ce înseamnă perimetrul. Partea. Aici e foarte tare, e foarte interesantă chestia. Vezi, noi adulții, cei care știm asta, spui cum sunt, ce se exprimă? E perimetrul, adică e deasupra lor, și aria deci interior și cum de nu știi. Discutam cu generul meu și îmi spunea așa, zice, eu nu știu ce să fac când stau de vorbă cu aia mică, ca să explic ceva, că zice, eu nu mă întreb cum să nu știi asta. Păi asta e. Păi asta e, nu știe. Și cum se explică? Și cum se explică problema. Deci, marea problemă este cum răbdarea care trebuie să o ai, să poți explica și să cobori la nivelul ăla. Asta e, bineînțelesul lui. Asta este, poveste. Deci asta e partea cea mai interesantă în pedagogie. Și profesorul, cu adevărat, el știe, să zicem. Dar el trebuie să îmbrace haina celui care nu știe. Ca să poată sta de vorbă cu copilul să fie credibil, că nici el nu știe. Nici el nu știe, zice profesor. Ce facem acum? Exact. Uneori se trebuie de adevărat ca să nu știe. Da. Spun acestea cu toată dragostea. Atâta vreme cât eu nu
citesc problema, sigur că pot, mă expun și pot să fiu pus în situația aceea dificilă. Dar una, două, nu vedeți? Deci, mă pot să ne ducem de la spate. Foarte da, pe la asta, de locoare. Nu-i sănătos. Nu-i sănătos, eu trebuie să lupt din răzputeri, ca atunci când mă aflu în situație dificilă, să găsesc rezolvarea, să găsesc soluția. Asta este instructiv și în viață. Exact. Întâi să o găsesc pe a mea și pe aceea pun și acolo să văd ce e ideea oameni sau toți. Corect, bine, nici n-am citit-o bine, n-am înțeles-o și mă duc la rezultat. Exact. Ce? Dar știi de ce? Pentru că eu n-am avut antrenamentul ăsta în timp să spun, mă, acolo mă las și mă uit și mă duc și mâine și mă duc și peste o oră, mă duc și mâine. Și problema mea va ține, pentru că îmi dau de capătul ei. Sigur că da. Nu, repede, o fac. Am înțeles, cu rezultatul. Dar vedeți că anul trecut, parcă era un grup acolo cineva, era grupul ăsta cu Daria, și cineva care spune, păi ce se fac aici? Și nu mai era astea. Era lor. Dacă au spus colegi, colega pe atunci, eu riscat. Riscat, da. Mi-am mintit așa o înțeleg. Da, da, da. Așa, adică mă sperie un pic chestia asta. Ideea este că știți când se ajunge la sufletul lor și ei nu înțeleg, nu au avut răbdare și înțelepciune să se le explice sau nu au avut interes. Știți, mai bine să nu înțeleagă? Mai ales la urmă. Nu se pricep. Nu se pricep. Exact. Să se facă înțelepci. Nu înțeleg, asta este esența. Da, și ăsta e un aspect bun. Alții. Nu vor. Nu vor. Și alții nici nu pot și nici nu vor. Exact. Trebuie să fie la pregătire, știți? Și alții nici nu pot și nici nu vor. Da. Da. Alții nu vor pentru că trebuie să nu înțelegi prea mult. Să vii la pregătire. Da. Da. Și părintele, dacă la un moment dat îți depășit vicitude, și cei mai mulți părinți fac asta? Da. Ca să scape de această presiune. Este o presiune fantastică pe piața părinții. Da. N-au decât soluția asta. Exact. Du-te și am făcut cum am putut, am dat banul și pe asta am stat liniștit. Dar tot la același nivel. Și pentru banii ăștia ei tot, cum să vă zic, ei stau liniștit, s-au vorbit, băi, am plătit, își face treaba, dar nu se... Nu e adevărat asta, vreau să spun. Nu e adevărat. Eu chiar am cumpărat acum unui domn care are bani mulți să trecele să facă asta. Da. Și fetița ea a luat deja, tot la colegiul ăsta. O zi, Mihaela, nu e acolo. E fata mea care nu ia bani. Abia acum și-a dat seama. Da. Dar el, bănuțul. Luta în continuu. Da. Deci nu a ajutat la nimic, că el s-a preocupat de făcut bani și a neglijat... Da. Deci fiind mea treaba cu șenurile. Și fata mea și-mi pare rău că spun asta. Câtă torere e, să știi? Da. Eu plătire acum, cum să spun, un munte de bani să aibă, când a constatat chestia asta, da. E o durere imensă. E trist, da. Da? Imensă, pentru că spune lumea. Eu ce am depins de mine am făcut. Știți cum zice părintele ăsta foarte ocupat, care e capabil să facă mulți bani? Îi zice așa, cum să fac? Deci eu sunt foarte priceput în ceea ce fac, capabil, da. Vin de pe șantier, zice. Da. Vezi elegant, vin de pe șantier. Așa. Sunt capabil să fac bani mulți. N-am timp să mă ocup și de partea asta și plătesc pentru asta. Și stă copilul de clasa 4-a la o programă, o școală, după o oră, după da, școală, da, da, știți? Da. Stă. Eu plătesc că nu are cine să facă lecții, cred eu. Is sunt preocupat să fac bani. Da, da. Da? Sunt în șantier, acolo să ia lucrarea, să fac bani și pot să fac asta bine. Da. Și pe partea asta... Supărarea lui care este că pe care îl plătesc nu își face treaba. Asta e drama lui. Deci drama lui... El n-ar putea să facă ceea ce trebuie să facă copilul, să facă celălalt. Nu. El face ce... Asta e mesajul așa. Să facem toți cu dragoste, cu toată ființa noastră, să facem ceea ce știu să facem exact, cel mai bine. Exact. El zice, eu știu să fac bine ceea ce fac. Și o fac cu dragoste. Și o fac bine. Da. Plătesc pentru asta și acum dezamăgirea lui maxim. Fata mea nu ia fac. Vedeți? Da. Da. Păi ar fi apară, dar fata mea nu ia. Da, el a constatat acum că se află în situația asta și este trist. Aproape îi spun să spun, vine să stai la colțul străzii, să-l aștepți pe ăsta care apară, pe cel care e la clasă, poate fi și aceeași persoană din multe ori,
și care la clasă și care face și în particular. Și se întrece cu ceva în cap, până acolo ajunge, deci disperarea te prinde. Da, să știți că el a mai ajuns la o concluzie, ca părinte. Ia să vedem. Zice așa, la ce folos eu pot să fac bani și știu să fac bani și m-am dedicat pentru totul la asta. Și am neglijat partea asta, familia. Fantastic. Deci asta e durerea imensă. Exact, și el zice, uite că nu mi-a folosit nimic, am zis o vârstă, am atâtea și ce fac cu ele? Și? Și aici? Da, da, da. Îi las. Să știți că el e neputincios acum și zice și la ce folos pot să fac bani, dacă aici am dat X. Da. Se duce de după tot ce am construit, dacă las pe mâna lor, da, da. Ei nu ia nici măcar bani. Sigur că da. Acum să duc că mi-a face bani. Da, 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 da. Și că am construit. Și la ce folos am muncit viața și are un regret mare. Noi am mai stat de vorbă cu o persoană, că te-am dat, am mai stat de vorbă cu o persoană, îți minte, că doctorat spațiu, care tot așa avea, nu era conștient, avea copii în clasa 8, dar nu era conștient de ce. 3-4 copii când avea. Nu era conștient, cea mai mare în clasa 8, și spune, domnule, se rezolvă, că doar dau bani acolo, că eu nu mă pricep, eu sunt de meserie ce-l fi eu. Și nu puteți să fac meseria. Și eu fac asta. Am învățat să fac bani. Am făcut bani, am bani, fac mătrare bani și îi dau, îi împart și celor pentru care cred că îi muncesc ca să facă treaba tot așa de profesionist. Deci, și vedeți că deși sunt plătiți? Nu știu, nu pot. Deci undeva, ei, și unde atunci? Ai pe interesul care? Păi, îți zic eu. Fiindcă, uite, stăteam de vorbă și cu Cristi. Când acum am plecat haina de părinte, el se izbește de o realitate pe care nu a cunoscut-o niciodată. Corect. Și la fel, m-am izbit, am început să ne-am deci, la în clipa care știa că tata, el fiindu-i elev, știa că tata își făcea cu atâta drag treaba, lui i s-a lăsat în subconștient ideea că toți își fac treaba. Trist, nu e adevărat. Da. Da. Și se izbește din culta realitate. Sigur, avea și paralela care făceam, că ceilalți profesori veneau, nu știu ce, dar zice, mi se părea că e normal ca ce să nu-și facă treaba. Dar nu m-am gândit nicio clipă că voi ajunge să constat pe direct, pe suferința mult mai mare, că tu acopereai forma, felul în care tu te prezentai, parcă mi-asigurai garanția reușitii mele. Vedeți? Formidabil. De asemenea, garanția reușite. Eu când v-am spus, asta e dar, spus asta. Nu mergea fizica. Tu te-ai bătut și ai spus, schimb pe profesorul ăsta, schimb pe celălalt. Deja mi-a schimbat, că ai schimbat, niciunul nu a făcut treabă. Păi vedeți? Dar te-a dat pe tine, care știam că faci și te scoți. Și restul? Da. Care m-au mutat așa? Asta așa? De asta profund mai a apărut. Deci, exact, din necesitatea asta. Deci asta a fost punctul cel mai tare, care m-a frământat foarte tare, pentru că eu și ei am simțit și simt pe bieții părinți și bunici care sunt cu ochii în lacrimi tot timpul pe ea. Exact. Da? Da. Deci sunt cu ochii în lacrimi. Sunt disperați. Da. Iată, ușor, ușor, cu ajutorul Dumnezeu, acoperim clasele ușor, ușor, așa cum am primit mesajul la copilul aceea că a spus, domn profesor, este extraordinar. Extraordinar. Deci nu ne trebuie ce am cerut eu președintelui și